Potopul a venit din cer. Ce s-a întâmplat și ce nu s-a întâmplat cu Atlantida? Vă salut, prieteni, sceptici și adepții deopotrivă, timp să treacă cu vederea faptul că povestea Atlantidei, așa cum a fost spusă de preoții egipteni, care au relatat povestea lui Solon, este o narațiune complexă, care implică trei civilizații, despre care se presupune că au existat simultan una cu cealaltă, și anume Atena, Egiptul și Atlantida. Potrivit lui Sonchis, preotul Sefa lui Sais, strămoșii îndepărtați ai atenienilor au condus o coaliție formată din orașele stat Elene și Egiptul Antic, și care au obținut o victorie spectaculoasă asupra armatelor Atlantidei, care îi atacaseră, cu scopul de a face sclavi pe toți cei care locuiau de-a lungul țărâmurilor Mediteranei. Cu tremurele și inundațiile, la scurt timp, după victoria Atenei, se spune că mai multe cutremure și inundații au lovit pământul, distrugând atât Atena învingătoare, cât și Atlantida învinsă, dar curțând Egiptul Antic. Toate aceste evenimente, conform preoților, au avut loc cu 9.000 de ani înainte de vremea lor, sau din perspectiva noastră, cu aproximativ 11.600 de ani în urmă. Preoții au continuat să explice apoi că atenienii au uitat poate acest episod important din propria lor istorie, din cauza acestui cataclism, care, pe lângă altele, a lăsat supraviețuitori doar pe cei înculți, în timp ce țara Egiptului a fost protejată de astfel de evenimente, datorită geografiei favorabile. Într-unul dintre dialogurile lui Platon, Timeu, preotul continuă să explice cum atenienii au fost loviți nu doar de una, ci de mai multe inundații, și de ce propria sa patrie a fost cruțată. Citez. Și când Gei curăță pământul cu potop de ape, toți păstorii și animalele lor, care sunt în munți, sunt salvați, dar cei din cetățile țării voastre sunt duși în mare de râuri. Pe când, în țara noastră, nici atunci și nici în altă vreme, apa nu se revarsă peste câmpiile noastre de sus. Din potrivă, totul tinde să curgă în mod natural în jos. Am încheiat citatul. Mai târziu, în același dialog, preotul descrie aceste inundații drept potopul din cer. Dar ce s-a întâmplat de fapt? Întrebarea care urmează în mod natural este, desigur, ce a cauzat aceste inundații? Cred că explicația prozaică a inundațiilor, cauzată de revărsarea râurilor sau de precipitațiile excesive, nu poate explica în mod adecvat amploarea devastării pe care o descriu preoții. Astfel de inundații au lovit în repetate rânduri Grecia în ultimii 3.000 de ani, fără să lase pe niciunul dintre voi, decât pe cei neînvățați și înculți. Referindu-mă la pasajul citat, ce ar putea face ca apa să se reverse peste câmpuri de sus, spre deosebire de curgând în mod natural în jos? Acest lucru s-ar fi întâmplat cu siguranță dacă strămoșii grecilor ar fi locuit în ținuturi care se aflau sub nivelul mării. Din potrivă, dacă egiptenii ar fi trăit întotdeauna pe pământuri care erau deasupra nivelului mării, orice inundație care provine din ocean ar tinde în mod natural să se ridice de jos. Orice teren care se află sub nivelul mării și este în apropierea unei mări sau unui ocean prezintă un risc constant de inundații catastrofale, în special într-o regiune care este predispusă la cutremure și alunecări de teren. Pentru că, dacă orice parte a terenurilor mai înalte, care înconjoară regiunea de sub nivelul mării, se poate prăbuși, iar marea din jur, împinsă de forța gravitației, se va revărsa în ținuturile joase. Mai mult, amploarea unor astfel de inundații ar fi cu siguranță suficientă pentru a explica distrugerea aproape totală a grecilor primitivi și pierderea culturii lor. Aceste inundații, prin însăși natura lor, s-ar fi întâmplat fără avertisment și cu o rapiditate extraordinară. Până acum, am discutat doar despre Atena și Egipt. Dar cum rămâne cu Atlantida? Într-un pasaj ulterior, Platon povestește despre distrugerea atenienilor și a atlanților. Citez. Dar mai târziu, au avut loc cutremure și inundații uimitoare. Și o zi și o noapte grea s-au bătut asupra lor, când întregul teritoriu al războinicilor atenieni a fost înghițit de pământ și insula Atlantida a fost înghițită în același mod și a dispărut. M-am încheiat citatul.
S-ar putea ca soarta comună a atlanților și a atenienilor să fie explicată de o comunalitate în geografia ținuturilor respective? Adică, unele părți ale Atlantidei ar fi putut fi sumări, așa cum am presupus că ar fi fost patria primilor atenieni? Iată ce are de spus Platon despre geografia Atlantidei în Critias. În primul rând, conform relatării, întreaga regiune s-a ridicat din mare, la o înălțime destul de mare. Dar partea din jurul orașului, în care era cetatea regală Atlantida, era o câmpie netedă, care o înconjura de jur împrejur. Orașul era înconjurat de munți, care se întindeau până la mare. Această regiune, situată de-a lungul insulei, era orientată spre sud și era ferită de vânturile nordice. Munții care înconjurau orașul erau considerați atunci ca depășind tot ce există acum, ca număr, mărime și frumusețe. Cu alte cuvinte, orașul regal Atlantida era situat pe o câmpie mare, aproape dreptunghiulară, cu o dimensiune de 547 de kilometri pe 370 de kilometri, care era la rândul său înconjurată de munți care se ridicau deasupra mării. Deși Platon nu folosește niciodată cuvântul bazin pentru a descrie geografia Atlantidei, câmpia dreptunghiulară și munții care o înconjoară formează împreună ceea ce este, în esență, o definiție de manual a unui bazin, adică un pământ jos, înconjurat de terenuri mai înalte. Ar putea orașul Atlantida și câmpia pe care era situat să fi fost sub nivelul mării, nu numai după distrugerea lor, în care Atlantida a fost înghițită de mare și a dispărut, dar și înainte? Dacă ar fi fost munții care înconjoară câmpia, trebuie să fi fost deasupra nivelului mării, astfel încât apele din jur să nu se reverse în ea. Care este avantajul acestei ipoteze? Ce nu s-a întâmplat? Până acum, geologii și savanții, care resping veridicitatea relatării lui Platon, au făcut din acest lucru baza imposibilității ca întreaga masă de uscat a Atlantidei, care era mai mare de 80.000 de mile pătrate, să se scufunde în mare într-o singură zi și o noapte. Un exemplu al acestui argument este prezentat de arheologul profesionist Kate Fitzpatrick Pateus în blogul său Bad Archaeology. Citez. Spunând simplu, continentele nu se ridică din oceane, ci nu cad în oceane. Ele sunt compuse din plăți tectonice care se deplasează pe pământ foarte încet și în direcții diferite. Pe măsură ce se mișcă și se întâlnesc unul cu celălalt, provoacă cutremure și formarea lanțurilor muntoase. O placă poate intra sub alta, încet, pentru a fi absorbită înapoi în manta, așa cum se întâmplă în Los Angeles. Există și posibilitatea ca plățile adiacente să poată călători în direcții opuse, provocând cutremure. În oricare dintre aceste scenarii, continentul în sine nu dispare sub ocean. Fie coliziunea produce noi lanțuri muntoase, Himalaya este un exemplu, fie o placă este trasă încet sub cealaltă. Ideea lui Platon, dar cea lui Hancock, despre scufundare rapidă, nu face parte din tectonica plăților. Am încheiat citatul. Dar să presupunem că acea câmpie a Atlantidei era deja sub nivelul mării, chiar înainte de a fi inundată, și munții din jur, care erau desigur deasupra nivelului mării și o înconjurau de jur împrejur, exclude posibilitatea ca întreaga masă de uscat a Atlantidei să se fie scufundat, pentru ca orașul și câmpia să fie înghițite, deoarece un singur punct de-a lungul lanțului muntos care înconjura câmpia ar fi trebuit să se scufunde sub nivelul mării, pentru ca marea din jur să poată să înceapă să se reverse în câmpia situată mai jos. Prin urmare, argumentul lui Fitzpatrick Mateus, enunțat mai înainte, este complet eliminat, precum și argumentele construite în mod similar, prezentate de alți savanți care contestă veridicitatea relatării lui Platon. Scufundarea unei astfel de suprafețe de teren, relativ mai mici, nu este doar plauzibilă, ci este o realitate documentată și verificabilă. Exemplele de prăbușire de suprafețe de pământ mai mici abundă, printre acestea fiind scufundarea orașului Port Royal din Jamaica, în secolul al XVII-lea, precum cea lui Helice din Grecia, și întinderile semnificative de pământ din jurul lor, în secolul al IV-lea, înaintea erei noastre, în urma cutremurelor. În aceste exemple, deși scufundarea acestor orașe și a micilor suprafețe de pământ care le înconjoară până sub nivelul mării, trebuie să fi fost un eveniment tragic pentru cei care au trăit în ele.
pagubele au fost în cele din urmă limitate doar la terenurile care s-au prăbușit. Dacă același cutremur s-ar fi produs undeva de-a lungul ipoteticului lanț muntos, care înconjura câmpia Atlantidei, presupunând că se afla sub nivelul mării, și o mică suprafață de pământ s-ar fi prăbușit sau s-ar fi scufundat sub nivelul mării, ar fi declanșat un dezastru infinit mai mare, deoarece apele oceanului din jur ar fi început să se reverse pe câmpie. În plus, este în întregime rezonabil faptul că o astfel de inundație ar fi putut dura doar o singură zi și o singură noapte. Dacă, pe de altă parte, câmpia Atlantidei se afla deasupra nivelului mării înainte de distrugerea sa, așa cum s-a presupus în mod implicit de către majoritatea cercetătorilor, această câmpie de 80.000 de mile pătrate și munții din jur ar fi trebuit să se scufunde într-o singură zi și într-o singură noapte. Deși un astfel de scenariu nu este în întregime imposibil, nu există într-adevăr un mecanism geologic cunoscut care ar putea face ca o masă de uscat atât de mare să se scufunde atât de rapid, așa cum a subliniat Fitzpatrick Matthews. Prin urmare, se poate constata în mod rezonabil că, dacă Atlantida s-ar fi scufundat într-adevăr, era foarte probabil să fi fost sub nivelul mării și munții din jurul său, care erau deasupra nivelului mării și înconjurau orașul de jur împrejur, a fost foarte probabil un bazin endoreic, adică un bazin de drenaj închis, care reține apa și nu permite scurgerea apei în alte direcții. Locația Atlantidei. Platon spune că Atlantida a fost situată în afara stâlpilor lui Heracles sau strâmtoarea Gibraltar, adică undeva în Oceanul Atlantic, excluzând Marea Mediterană. O scurtă privire asupra unei hărți a Atlanticului arată că există într-adevăr doar patru bazine endoreice în Oceanul Atlantic: Golful Mexic, Marea Caraibelor, Oceanul Arctic și, în mod oarecum surprinzător, suprafața subglaciară a Groenlandei. Dacă raționamentul de până acum este temeinic, este foarte probabil ca orașul Atlantida să se afle undeva la fundul unuia dintre aceste corpuri de apă sau sub calota de gheață din Groenlanda. Dar numai bazinul Caraibelor are în el o câmpie dreptunghiulară de aproximativ 547 de kilometri într-o direcție și 386 de kilometri în cealaltă, se anume câmpia venezueliană în partea cea mai de est a bazinului Caraibelor. În plus, este într-adevăr înconjurat de munți pe toate cele patru laturi. Creasta Beata la vest, arcul insulei Antile Mari la nord, creasta Aves la est și creasta Cruacao la sud. Dacă dorim să găsim orașul pierdut Atlantida, câmpia venezueliană ar fi un loc promițător pentru a începe căutarea noastră. Aici i-a sfârșit povestea de astăzi. Vă mulțumesc tuturor celor care ați urmărit cu interes acest documentar. Aștept sugestiile și propunerile dumneavoastră la rubrica de comentarii. Un like și un comentariu ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Voi pregăti în continuare documentare interesante despre istorie, spațiu, știință, tehnologie și multe alte subiecte. Nu uitați să vă abonați la acest canal și să distribuiți documentarul. Vă doresc numai bine! Pe curând!